Doamne, doamne, Luca s-a simțit precum Cornel Păsat la sala Palatului. El pe scenă, numai mămici în sală. Să mai poartă, mă, unde s-a stins treaba asta? Cornel Păsat, el făcea abdomene la fotbal între reprize, semn că are totuși ceva joi. Măi, sigur e ceva. Dar nu mai e ca pe vremuri. Bă, pe vremuri erați ca nebunele, mă, îți mai aduce aminte? Le aduceau soții cu mașinile. Aia, mă, cum îi cheamă? Chip and Dale. Chip and Dale. Da. Știi, era o trupă de asta de... Știi, da, e din căr. Chip and Dale. Cea mai celebră trupă de dansatori bărbați. Da. În chiloți. Și nu numai. Da, știu. N-am vrut să zic că știu, dar acum... La Timișoara le dea și bonus. Aveau cam, da, două perechi de chiloți la patru băieți, cam așa. Da. Era sărăcie. Ei, n-a avut bagaje mari, că a venit din America, săraci. Da, da, noi am asistat, am tot povestit asta, am asistat acum foarte mulți ani, pe când eram la fel de săraci, la radio, la Timișoara, eram deasupra unei discoteci celebre, mari din club, cum ar zice astăzi, un fel de mare de tot. La discotecă. Și când au adus Chip and Dale și noi vedeam intrarea de pe geamul biroului unde ne lăsau oamenii să stăm, că nu era biroul nostru nici atunci. Și am văzut niște doamne, o combinație între Termopile și bătălia de la Waterloo. Deci cam acolo, tot așa, se lua cu asalt. Părea și vikingi, unele că erau cu blânurile alea mari pe ele. Da. Genunchi la piept, bă, băiatul. Le lăsau soții cu mașina. Le aduceau soții. Da. Bine, ei pe modelul n-am nicio problemă. Da. Sunt o persoană deschisă, sunt doar niște băieți care arată foarte bine și dansează plin de ulei pe lângă ele. Adică nu, ce se ce poate întâmpla? Fi, au venit cu câini mari, era o veselie. Atunci am descoperit noi chestia și am aruncat și noi un ochi. Da. Că noi aveam o cheie și aveam un acces undeva. Am aruncat un ochi să vedem și noi ce, domne. Era bine. Era bine, pe vremea aia nu se vedea factură. Noi, băgau banii direct la piloței? Avem... Ce, Flavia, zi-mi că n-ai fost niciodată la striptease, la striptease de fete cu băieței. Recunosc că am fost, dar... Dar în scop profesional? Stai un pic. Da. Toată viața mea am fost înconjurată de genul ăsta de bărbați. Bine, în ultimul timp s-a cam stricat treaba, dar... Ce gen? Foarte înalt, foarte bine făcut, six-pack, frumoși, mișto. Da. Înțelegeți, pentru mine asta nu... Da, în emisiune nu, dar... Viața ei, nu de știu, unde ai ajuns ea lucrează și la un serviciu auto, Răzvane. În sensul că nu mi se pare ceva spectaculos, pentru că am crescut printre genul ăsta de bărbați care arată foarte crescută bine, care și dansează. Știi, asta e titlul de novelă. Nu crescută, născută și crescută dansatori. Între stripperi. Stripperii nu sunt chiar dansatori, adică no offense, înțelegeți? Fioasa Flavia prezintă, între piei. Dar altceva, băi, am o dilemă, altceva vreau să vă spun. Păi nu, dar noi vorbeam despre ceva. Da, lasă, am trecut peste asta, da, vin joi, bla, 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 ulei, bani la chiloți, whatever. Da, deci nu, altceva vreau să zic. Ok. Ce problemă ai tu, Flavia? Băi, mai stai un pic. Din de dimineață.